Rata de infectare la nivelul municipiului Iași din ultimele două săptămâni a ajuns la 2,66, în Pașcane a ajuns la 1,95, iar la Podul Iloaiei este de 0,62. La nivel județean, incidența a ajuns la 1,9. În ultimele 24 de ore în județul Iași au fost înregistrate 231 de cazuri noi de coronavirus. În ultima zi s-au înregistrat și 5 decese în rândul persoanelor confirmate pozitiv. Astăzi, în spitalele suport COVID-19, mai erau libere 12 paturi.